Astăzi, în ziua în care a împlinit vârsta de 65 de ani, deputatul independent Dan Ilie Morega se mândrește cu realizările din anul ce a trecut, însă una este considerată cea mai importantă, faptul că a renunțat să mai aparțină de vreun partid politic, în special pentru că nu putea purta discuții cu persoane de la alte partide fără a nu fi interpretate. Mi-am propus să plec din politică, am plecat din politică, pentru că vă spun în mod sincer, apropo de legislația care v-am... Să la realizări? Plecarea dumneavoastră din politică sau la... Da, chiar la realizări, pentru că în condiția în care eu rămâneam în partid, nu puteam să discut și cu membrii altor formațiuni politice, cu alți parlamentari, alți colegi, alte partide politice, de a mă sprijini. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, i-a urat deputatului să aibă parte de liniște și sănătate, însă i-a mai sugerat și să reflecteze, recomandându-i chiar să renunțe la activitatea politică. Pe plan politic, eu îi doresc domnului Morega să fac o situație legată de activitatea sa politică și dacă a ajuns într-un stadiu în care poate să spună stop politicii, ar fi recomandat la această vârstă. Dan Ilie Morega își va serba ziua de naștere acasă alături de cei dragi.